Numai puțin de 31 de obiective de investiții în infrastructura culturală a cuprins Consiliul Județean Timiș pe bugetul primit de la Ministerul Culturii, iar dintre acestea 14 au fost deja finalizate. Sunt în total 33 de milioane de lei. Cu excepția unuia, urmează ca până în 30 iunie 2024 să fie terminate și restul proiectelor prevăzute. Doar unul din aceste proiecte vom trece în 2024 și vor recepționa în prima parte a anului 2024 și în acest sens ne ajută ultima ordonanță. Este vorba despre un șantier la Muzeul Satului, despre o clădire multifuncțională pe nivel parter. Toate celelalte le vom finaliza până la 31 decembrie. Este vorba despre dotarea și deschiderea centrului infoturistic de la Bastion, dotarea sălii multifuncțional-culturale tot de la Bastion, inclusiv despre modernizarea acestei săli în care ne aflăm, unde se țin o serie de evenimente, vorba de mai multe achiziții pe care le fac subordonatele de cultură, cum ar mai fi la Merlin, de exemplu, cumpără un tir special pentru a putea să țină evenimente prin județ, teatru de păpuși pentru copii. Printre proiectele terminate se numără și dotarea mai multor spații ale Muzeului Banatului de la Bastionul Maria Terezia, proiectarea centrului infoturistic, achiziții de sisteme de sunete și lumini sau dotări de la Centrul de Cultură și Artă. Însă autoritățile au renunțat la hangar pe care Consiliul Județean Timiș dorea să-l monteze la aerodromul Cioca pentru desfășurarea evenimentelor de amploare. Primăria ne-a cerut puz pentru chestiunea aceasta. Vă închipuiți că puzul durează un an de zile. Practic ne-am luat gândul. Noi ne gândeam că poate scăpăm cu o autorizație simplă de construire, nu foarte complicată, mai ales că era vorba de o clădire temporară. Nu e nicio problemă, noi ne-am adaptat, am suplimentat investițiile pentru Muzeul Național de Artă, care ați văzut că este pregătit pentru expoziții de anvergură. Abia așteptăm să avem expoziția Brâncuș, am dat în vânzare biletele și evident că așteptăm cetățenii Timișoarei și vizitatorii să se bucure de acest punct culminant al programului Capitalei Culturale Europene. Recent, Guvernul României a aprobat modificarea ordonanței de urgență, prin care Ministerul Culturii a prelungit termenul de realizare a programului de investiții aferente Programului Național Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023, până în data de 30 iunie 2024.